Rușii au atacat noaptea trecută peste 40 de orașe ucrainene. Cu drone kamikaze au lovit în regiunea Kiev. Unui bombardament masiv a fost supus orașul Nicolaev. Forțele Kremlinului au reușit să înainteze ușor pe frontul din est, spre Bahmut. Între timp, Londra a anunțat că va trimite Ucrainei noi rachete de apărare antiaeriană pentru sistemele NASAMS promise recent de Statele Unite. Armata rusă a bombardat peste 40 de orașe din Ucraina în cursul nopții de miercuri spre joi, după ce Adunarea Generală a Națiunilor Unite a condamnat încercarea Moscovei de anexare a 4 regiuni ucrainene, iar aliații Kievului au anunțat acordarea de ajutor militar. Atacuri masive cu rachete rusești au vizat orașul Nicolaev, mai multe clădiri rezidențiale fiind spulberate. Salvatorii și medicii ucraineni caută supraviețuitori sub dărâmături. Rachetele rusești au mai lovit peste 30 de clădiri rezidențiale, conducte de gaz și linii electrice în orașul Nicopol, din regiunea Dnepropetrovsk, iar peste 2000 de familii au rămas fără electricitate, a transmis guvernatorul regional, Valentin Reznicenko, pe Telegram. Atacuri cu drone au lovit în primele ore ale dimineții obiecte de infrastructură critică din regiunea Kiev, a anunțat Cancelaria Prezidențială Ucrainană. Militarii ruși continuă să folosească în atac drone Shahed-136 de fabricație iraniană, pe care Teheranul neagă că le-ar fi livrat Moscovei. Oamenii din orașul Zaporojie încearcă să se evacueze de teama unor noi lovituri crunte asupra urbei. Eram acasă cu mama. Deja nu mai dormeam că auzisem zgomotul exploziilor. Pe la ora 2 de noapte, casa s-a cutremurat. După cum vedeți, locuința nu mai este. Nu am văzut niciun militar aici, niciunul, deloc. În oraș poate, dar aici trăiesc doar oameni de rând. Cum de-au putut să ne facă una ca asta? Capacitatea tehnică de aprovizionare a populației cu energie electrică a fost complet restabilită în majoritatea regiunilor ucrainene. În câteva localități, lucrările ar urma să se încheie în scurt timp. În adresarea sa serală către națiune, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit cetățenilor care au acceptat să contribuie la menținerea funcționării normale a întregului sistem energetic al țării după distrugerile făcute de Rusia în ultimele două zile de război. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor oamenilor noștri care au abordat această situație în mod conștient și au acceptat să-și aducă contribuția extrem de importantă la garantarea funcționării normale a sistemului energetic al Ucrainei. E necesar să continuați să vă distribuiți consumul de energie electrică pentru a utiliza cât mai puține echipamente care necesită o cantitate semnificativă de energie electrică în orele de vârf. Între timp, armata ucraineană își continuă contraofensiva și a anunțat că a eliberat 5 sate din sud în regiunea Herson. Pe de altă parte, ploaia de rachete rusești care a căzut asupra orașelor ucrainene la început de săptămână pare să fi întărit moralul soldaților separatiști ruși și proruși. Aceștia au reușit cucerirea a două localități din preajma orașului Bahmut în regiunea Donețk. Sunt sigur că ucrainenii sunt acum speriați și confuzi. Nu știu încotro să meargă, dacă să avanseze sau să se retragă. Este mai greu pentru ei acum. După recentele lovituri, moralul nostru a crescut considerabil. Băieții vor să intre în luptă și să termine această operațiune militară cât mai curând posibil. Regatul Unit al Marii Britanii a anunțat astăzi că va furniza suplimentar Ucrainei rachete antiaeriene și în special muniție capabilă să doboare rachete de croazieră, potrivit Ministerului Britanic al Apărării, notează AFP. Rachetele AMRAAM, care urmează a fi livrate Kievului în următoarele câteva săptămâni pentru a fi folosite de sistemul de apărare aeriană NASAMS promis de Statele Unite, sunt primele date de Londra pentru a putea dobori rachete de croazieră. În plus, Londra a anunțat furnizarea suplimentară a sute de rachete de apărare aeriană, sute de drone pentru a sprijini serviciile ucrainene de informații, precum și 18 obuziere howitzer pe lângă cele 64 deja livrate Ucrainei.